Sunt mulți ani de atunci. Avem un prieten, William Legrand, care, pierzându-și averea, se retrăsese în insula Sullivan, în vecinătatea orașului Charleston, de pe coasta Atlanticului. Pe această insulă stâncoasă, puțin populată și cu vegetație săracă, prietenul meu își construise o cabană. Singurii lui tovarăși de viață erau bătrânul și credinciosul negru Jupiter și câinele Dick. Era ca și acum o zi friguroasă de octombrie când m-am dus să-l văd pe Legrand. Oh, Stevens, ce bine îmi pare că te văd. Când ai sosit? Adineau, dragul meu. Tu ce faci? Am avut o zi foarte bună. Mi-am îmbogățit colecția cu niște piese deosebite. Hei, Jup! Da? Pune la frig găinușele de apă pe care le-am vânat azi și, în cinstea oaspetului nostru, arată-ți maestria. Da, da. Ia, spune-mi, ce specii rare ai mai găsit? O scoică necunoscută și un cărăbuș pe care l-am prins cu ajutorul lui Jup. Așa? Și despre care vreau să-ți cer părerea mâine dimineață. Dar de ce nu acum? Nu puteam ghici că ai să vii azi. Întorcându-mă spre casă, comandantul fortului mi-a cerut să-i împrumut cărăbușul. Dacă rămâi până mâine, îl trimit pe Jupiter să-l aducă înainte de răsăritul soarelui. Este cel mai încântător lucru al creației. Este cât o nucă, așa, cu două pete mici negre la un capăt și una lunguiață la celălalt capăt. Dar mai interesant e faptul că strălucește ca aurul. Domnule, da? Will, vă jur, cărăbușul este chiar de aur. De aur adevărat și pe dinăuntru și pe din afară. Da? Jup n-a văzut niciodată un cărăbuș atât de greu. Da, bine, Jup. Știi, Stevens? Da. Strălucirea metalică a cărăbușului te-ar face să-i dai dreptate lui Jupiter. De altfel, hai să te convingi mâine dimineață. Dar până atunci însă am să încerc să ți-l desenez. Să iau o hârtie. Asta e ordinea lui Jup. Niciodată nu găsesc ce caut. Stai. Să ți-l desenez pe peticul ăsta mototolit. Așa. Uite. Cam așa arată cărăbușul. Da, într-adevăr este un cărăbuș neobișnuit. N-am văzut niciodată ceva asemănător. Mi se pare că mai degrabă seamănă cu un cap de mort. Cum? Da, da, poate cele două pete negri să pară orbitele și cealaltă gura. Da, s-ar putea să-ți dea impresia asta. De altfel, forma lui este ovală. Da, poate, poate. Am impresia, dragul meu, că nu ești prea îndemânat la desen. Cum asta? Mă surprinde. Eram convins că desenez binișor. Mi se pare că te-ai supărat degeaba. După toate cunoștințele mele de osteologie, găsesc că desenul tău reprezintă un craniu perfect. Cărăbușul tău ar fi cel mai ciudat din lume dacă într-adevăr ar semăna cu desenul ăsta. Dar unde-i sunt antenele? Antenele? Mă mir că nu le vezi. Le-am desenat doar la fel de distincte cum sunt și în realitate. Mă rog, fie și așa, să zicem că le-ai desenat. Dar eu nu le văd. Poftim, uită-te. Din acest moment, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Legrand, luând hârtia, era gata să o arunce în foc, când, privind din întâmplare desenul, rămase înlemnit. Fața i se aprinse, apoi deveni palidă. Fără să scoată un cuvânt, se retrase în celălalt capăt al camerii, unde examină absorbit desenul. Eram extrem de mirat de proasta lui dispoziție și am socotit prudent să nu-l întreb nimic spre a nu-i mări tulburarea. Deși intenționam să rămân noaptea la el, am preferat să plec, iar lui Grant n-a făcut niciun efort să mă rețină. De la această întâmplare trecuse cam o lună, când într-o zi fui vizitat de Jupiter, care mi-a dus o scrisoare din partea lui Legrand. Vino neapărat cu Jupiter, trebuie să te văd numai decât astă seară într-o chestiune de cea mai mare importanță. Al tău devotat, William Legrand. Ajutați de un vânt favorabil care ne-a umflat pânzele, am ajuns pe insulă pe la orele 3 după amiază. Legrand ne aștepta nerăbdător la cabană. Ai luat înapoi cărăbușul de la comandantul fortului? Sigur, chiar de-a doua zi. Știi că Jupa a avut dreptate? Oh, și tu pretinzi că e de aur? Da, e de aur. Nu-i așa că pare curios să găsești o insectă vie care să fie de aur? De altfel, acest cărăbuș este sortit să-mi refac averea.
Te surprinde că îl prețuiesc atât de mult? Dacă soarta mi l-a scos în cale, mă voi folosi de el ca să ajung la aurul pe care mi-l prevestește. Jupiter! Adel! Ce? Cărăbușul! Dar nu-ți e teamă acum, e mort! Nu o să te muște așa cum m-a mușcat pe mine când l-am găsit. Nu, domnule, Jup nu vrea să mai atingă gângania asta. Bine, lasă că-l aduc eu. Uite. Privește, ce superb exemplar! Este cu totul necunoscut naturaliștilor și are o mare valoare științifică. Adevărat, strălucește ca aurul. Și cât e de greu. Da. Dacă să ajungi până la părerea lui Jupiter, mi se pare prea de tot. Te-am chemat să-ți cer sfatul și ajutorul în îndeplinirea intențiilor destinului și ale cărăbușului. Jupiter și cu mine plecăm într-o expediție pe țărmul continentului și avem nevoie de ajutorul cuiva în care să ne putem încrede până la capăt. Și numai tu ești omul acela. Fie că reușim, fie că nu, în orice caz după asta mă voi liniști. Trebuie să mergi cu noi. Bine, să merg. Și acum să plecăm repede, că n-avem timp de pierdut. Jup, ia coasa și cazmalele. Ce vrei să faci cu ele? Lasă că să vezi. Hai, Nic. Am mers aproape 2 ore. Jupiter, mohorât, ducea uneltele mai mult din teama de a le lăsa la îndemâna stăpânului său decât din exces de zel, și singurile lui cuvinte erau: lua-l-a naiba de cărăbuș. Le Grand, cu cărăbușul atârnat de o sfoară, îl învârtea cu gesturi de vrăjitor. De-abia îmi rețineam lacrimile făzând aceste semne de nebunie. Înainte de apusul soarelui, am ajuns pe un platou mărginit de peretele abrupt al unui munte, cu stânci enorme, parcă gata să se prăvălească peste noi. O liniște apăsătoare plutea peste tot. Jupiter, vezi stejarul acela cu frunziș bogat? Ei, Jup, ești în stare să te cațări în copac? Da, domnule. Atunci urcă-te! Ce aștepți? Stai o clipă! Ia și cărăbușul. Cărăbușul? Iar începe, domnule, Jup! Lua la naiba de cărăbuș! Ți-e frică să atingi o gânganie moartă? Ia, atunci ia cu sfoara asta. Dați-l încoace. Așa. Am ajuns la prima creangă. Urcă mai sus! Mă vedeți unde sunt? Nu! Nu te mai văd! Nu mai pot urca! Bagă de seamă ce-ți spun! Numără crengile de sub tine! Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5! Atunci mai urcă încă una! Am ajuns la 7-a! Acum, Jup, mergi cât poți pe ea! Și dacă vezi ceva neobișnuit, spune-mi! Doamne, ascultă, Le Grand! Hai! Le Grand, mă auzi? Înaintează! Nici nu vrea să mă audă, e complet nebun! Jup! Mi-e teamă să merg mai departe! Creanga e putredă! Ce spui? E putredă! Ce mă fac? Dumnezeule! Ce să te faci? Să te întorci acasă și să te culci. Jupiter, mă auzi? Da, vă aud. Ascultă, înfinge-ți cuțitul în lemn și vezi cât este de putred. Este putred, dar nu cine știe ce. Poți să înaintezi pe creangă, însă singur. Cum singur? Ce vrei să spui? Mă gândesc la cărăbuș. Este prea greu. Dacă-l arunc, creanga poate ține greutatea unui negru. Dacă arunci insecta, îți rup gâtul. Fii atent, Jupiter. Mă auzi? Vă aud. Dar nu mi-e pe bietul Jup să vă purtați așa cu el. Ei, acum ascultă. Dacă ai curaj să înaintezi pe creangă, fără să arunci cărăbușul, îți dau un dolar de argint când te cobori. Mă duc, domnule Will, mă duc. Iată, sunt la capăt! Cum? Oh! Ei! Vai, Dumnezeule! Ei! Ce-i pe creangă? Ce-ai găsit? Spune! Nimic altceva decât o țeastă! Asta! Cineva și-a lăsat capul în copac și corpii au ciugulit carnea! Un cap de mort, spui! Perfect! De cum pe? Perfect! Ei, cum stă pe creangă? Oh, stă bine! E
este bătut cu un cui gros. Bine, Jup, bine. Acum fă exact ceea ce-ți spun. Caută ochiul stâng al craniului. Am găsit ochiul stâng. Așa. Și acum ce trebuie să fac? Treci cărăbușul prin gaura ochiului și lasă-l să atârne. S-a făcut, domnule Will. Îl vedeți cum atârnă. Dă-te la o parte, Steven, să nu scadă în cap. William, te rog. Jup, dă drumul sporii. Așa, Stevens, bate un săruș exact în locul unde a căzut cărăbușul. Ce rost are să... Ah, fă ceea ce-ți spun și ai să vezi. Jupiter! Jupiter, ai coborât? Da. Ia capătul panglicii și du-te lângă copac, la locul cel mai apropiat de țăruș. Da. Tu, Stevens, ține, te rog, panglica deasupra semnului. Bine, bine. Iar eu bine. Voi măsura 50 de picioare în linie dreaptă. Oh, Dumnezeu! Așa. Și aici al doilea țăruș. Nu mai pricep nimic, asta e nebunie curată. De ce tragi cercul ăla în jurul țărușului? Aduceți cazmalele și să începem să săpăm. Nimic. Va să zică nimic. Hai, ui. Dar, da, cred că ai dreptate, Stevens. Poate că sunt bolnav. Hai. Jup, ia. Strânge lucrurile și haidem acasă. Ia stați! Stați! Jup! Răspunde-mi! Care ți-e ochiul stâng, nenorocitule? Domnule, ce faceți? Mă gâtuiți? Iertați-mă! Ăsta e ochiul stâng! Nu mi-l scoateți! Idiotule! Ăsta e ochiul tău stâng! Dar craniul stătea cu fața spre tine! Ochiul lui stâng vine în partea cealaltă! Ura! Ura! Am găsit! Mută țărușul cu trei degete spre veste, la prima poziție, acolo unde a fi căzut cărăbușul prin celălalt ochi. Acum repetăm totul de la început, la 5 iarzi departare. Haide, haide, mărs! Mărs de izdic! De la vară din groapă, Jupiter! Doamne Dumnezeule! Ei. Oase! Ah. Aici au fost îngropați oameni! Sapă, Jup! Sapă! Domnului, uitați câteva monede de aur și de argint! Stevens, în groapă! Scoateți! Scoateți scheletele! Stați! Stați, m-am împiedicat de ceva! Aha! E un inel de fier! Săpăm mai departe! O ladă, domnule Will! Uitați-vă ce ladă mare! Și ce bine s-a păstrat lemnul! S-o sparg, domnule Will? Nu! Stevens, da. Ține felinarul mai aproape. Poftim. Jup, ajută-mi să ridic capacul. Așadar, nu m-am înșelat. Dar nu-mi vine să cred. Doamne, ce comar! Ce bijuterii! Ce de aur! Ce pietre strălucitoare! Vezi, toate astea vin la cărăbușul de aur! Săracul cărăbuș de aur! Cărăbușul de care Jup fugea și îl blestema! Uite! Îți fie rușine, Jup? Ce mai spui acum? Eu totuși nu înțeleg. Legrand, explică-mi cum ai ajuns la comoara asta. Cred că îți mai amintești, Stevens, de seara când ți-am desenat schița aceea grosolană a cărăbușului. Da. Adu-ți aminte cât m-a jicnit stăruința ta că desenul meu seamănă cu un cap de mort. Ironia ta în legătură cu talentele mele artistice începuse să mă supere. Așa că în clipa când mi-ai înmânat bucata de pergament, eram gata să o mototolesc și să o arunc în foc. Te referi la bucata de hârtie? Așa. În clipa aceea mi-au căzut privirile tocmai pe desenul în discuție. Închipuiește-ți uluirea mea când în locul cărăbușului desenat văzui imaginea clară a unui cap de mort. Mă zăpăcisem prea tare ca să mai pot spune ceva. Așa. M-am retras atunci în cealaltă parte a odăi, unde m-am adâncit într-o analiză foarte atentă a pergamentului. Întorcându-l și pe partea cealaltă, văzui și schița mea, așa cum o desenasem. Ciudățenia acestei coincidențe mă uluie din nou. Mi-am adus aminte cu precizie că în momentul când am desenat schița, nu mai era niciun alt desen pe pergament. Da. Abia am așteptat să pleci. Apoi m-am apucat să reconstitui evenimentele care m-au pus în posesia pergamentului.
Locul unde găsisem cărăbușul se afla pe coasta continentului, la o mică distanță de țărm. Când l-am apucat, m-am mușcat de mână cu atâta ferocitate încât i-am dat drumul imediat. Dar Jupiter, prudent cum îl știi, căutând ceva cu care să-l apuce, găsi bucata de pergament pe jumătate îngropată în nisip. În apropiere se aflau niște resturi putrezite dintr-o corabie naufragiată. Jupiter înveli cărăbușul în pergament și mi-l dădu. Eu i-am pus capăt zilelor, străpungându-l cu nac. În drum spre casă, ne-am întâlnit cu comandantul fortului, care, ca și mine, e la fel de pasionat de istoria naturală. Da, știu continuarea. Ți-a cerut cărăbușul și l-ai dat. Așa. Pergamentul însă l-ai păstrat din întâmplare. Exact. Acum aveam în mână primele două inele dintr-un lanț misterios. Da. O corabie șoată pe țărm și, în apropiere, un pergament. Iartă-mă, dar nu văd nicio legătură între inelele tale. Capul de mort este o emblemă bine cunoscută a piraților. Pe de altă parte, pergamentul este un material durabil, aproape nemuritor. Documentele care se încredințează pergamentului trebuie să prezinte oarecare importanță, pentru că altminteri pe hârtie se scrie și se desenează mult mai bine și mai ușor decât pe pergament. Păi, dar parcă spuneai că în momentul când ai desenat cărăbușul, capul de mort nu exista pe pergament. Aici e tot misterul. Da. Va să zică, în momentul când desenam cărăbușul, nu exista pe pergament nici urmă de craniu. Și atunci? Atunci am încercat să-mi reamintesc toate incidentele survenite în acest scurt interval de timp. Era frig. Da. Acesta este fericitul accident. Era frig și focul ardea în cămin. Tu ai așezat scaunul la gura vetrei și în clipa când ai luat pergamentul în mână, Dick a intrat pe ușă și bucuros a sărit pe tine. Tu l-ai mânghiat cu mâna stângă, căutând să-l îndepărtezi, în timp ce mâna dreaptă în care țineai pergamentul, ai apropiat-o fără să-ți dai seama de foc. La un moment dat, mi s-a părut chiar că era cât pe ce să-l cuprim de flăcările. Tocmai voiam să-ți atrag atenția când Dick, potolindu-se, tu ai început să examinezi schița. Da. Gândindu-mă la toate împrejurările astea, am înțeles că apariția capului de mort pe pergament se datorește numai acțiunii căldurii. Cum? Nu pricep. Și totuși e foarte simplu. Există anumite preparate chimice cu care se poate scrie pe hârtie velină așa fel încât caracterele să nu devină vizibile decât dacă sunt supuse acțiunii căldurii. Am observat că liniile desenului, cele mai apropiate de marginea pergamentului, erau mai distincte decât celelalte, ceea ce însemna că acțiunea căldurii fusese inegală. Aprinse-i numai decât focul, supunând apoi fiecare părticică a pergamentului unei călduri puternice. După câtva timp, conturul craniului se întări și apăru în colțul opus un alt desen, în care mi se părea că disting un țap. Dar și ce legătură poate fi între pirați și țapi? Cred că ai auzit de Kid, vestitul capitan de pirați. Da. Am considerat deci imaginea acestui animal drept un fel de semnătură hieroglifică. Doar Kid, în limba engleză, înseamnă țap. Zic semnătură pentru că locul pe care îl ocupă țapul pe pergament sugerează ideea unei semnături. Iar capul de mort, așezat la colțul opus al pergamentului, are aerul unui antet. Am fost însă teribil de dezamăgit de absența restului. Sigur, sperai să găsești o scrisoare între antet și semnătură. Chiar așa. Continuă, arde nerăbdare să văd unde ajungi. În sfârșit, cred că ești la curent cu toate poveștile care circulă în legătură cu comorile ascunse de Kid și de pirații lui undeva pe țărmul Atlanticului. O speranță imensă crescuse în mine, o speranță foarte aproape de certitudine că pergamentul trebuie să indice locul în care este îngropată o comoară. Și ce ai făcut? Am expus din nou pergamentul la foc, dar nu a mai apărut nimic. M-am gândit că statul de murdărie împiedică apariția literelor. Atunci am spălat pergamentul turnând apă caldă pe el. Apoi l-am pus într-o oală de zinc și oala pe cărbun. După ce am ținut-o câtva timp până s-a încălzit bine, am scos pergamentul. Spre bucuria mea, am zărit risipite pe el câteva semne care semănau cu cifre așezate la rând. Poftim, privește-le. Da. Dar nu pricep nimic. Sunt o serie de semne fără sens. 53, 305, 48, 26 și așa mai departe, pe patru rânduri. Dacă mi-ai dat toate comorile din lume să descifrezi ce scrie aici, sunt sigur că nu le-aș câștiga niciodată. Și cu toate astea, soluția nu este chiar atât de grea după câte ți se pare. Semnele pe care le vezi alcătuiesc un cifru, ceea ce înseamnă că ele au un sens. Kid nu era un om instruit, ceea ce m-a determinat să cred că cifrul lui nu putea fi prea complicat. Și cum l-ai deslegat? Foarte ușor. Am deslegat altele de 10.000 de ori mai grele, mai ales că o anumită înclinație a inteligenții mele m-a atras spre astfel de enigme. Și care este textul descifrat al documentului? Nu cred să-ți spun e mare lucru. Iată-l. Da. O sticlă bună în hanul episcopului din scaunul dracului,
41 grade și 13 minute nord-est, cart nord, trunchiul principal la 7-a crangă spre est, lasă prin ochiul stâng al capului de mort o linie dreaptă de la pom, partea cea mai apropiată 50 de picioare în afară. Iartă-mă, dar enigma mi se pare la fel de nepătrunsă ca și la început. Ce înțeles poate să aibă scaunul dracului, capul de mort, hanul episcopului? Dar e adevărat că de data asta lucrurile au mers ceva mai greu. Am făcut anumite investigații în vecinătatea insulii Sullivan, interesându-mă dacă nu a existat cândva pe acolo un astfel de han sau cârciumă. Ne găsim niciun fel de indiciu în acest sens, tocmai când eram pe punctul să-mi extind cercetările și în alte regiuni, o babă mi-a spus că a auzit cândva vorbindu-se despre castelul episcopului, care de fapt nu este nici castel, nici han, ci o stâncă. Ah. Da. Grație unui bacșiș copios, baba m-a condus până la stânca cu pricina. Rămas singur, am început să examinez locul. Castelul era un conglomerat de stânci neregulate, dintre care unele foarte înalte și abrupte. Bineînțeles, m-am urcat pe cea mai înaltă. Și ce ai făcut acolo? Nimic. Nici nu prea știam ce trebuie să fac. În împrejurări de astea, încep să visez. În timpul reveriei, mi-au căzut privirile pe un prag îngust de stâncă de sub mine, cam la un iard în partea de răsărit a piscului. Pragul nu era mai lat de un picior. Deasupra lui se afla o scobitură săpată în stâncă, ceea ce sugera destul de grosolan un scaun cu spătarul curb. Nu cumva era scaunul dracului? Ba da, scaunul dracului de care pomenește pergamentul. Am simțit atunci că am în mână cheia enigmei. Sticla bună nu putea fi altceva decât un ochean. Rare ori marinarii noștri întrebințează cuvântul sticlă în alt sens. Am înțeles numai decât că din punctul acesta trebuia să mă folosesc de un ochean așezat pe o direcție care nu admite nicio variație. Ori, direcția era indicată de fraza documentului: 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord. Extrem de interesant. Intrând în scobitura denumită scaunul dracului și privind cu ochianul, după câtva timp am deosebit în coroana unui copac uriaș, care se afla în obiectivul lunetii, un fel de gaură în frunziș. În mijlocul acestei găuri se vedea un punct alb. Și ce era? La început nu mi-am dat seama nici eu ce putea să fie, dar în cele din urmă am deosebit foarte clar un craniu omenesc. În momentul acela, enigma era rezolvată, căci fraza, trunchiul principal, la 7-a crangă spre est, se refera la poziția craniului în pom, iar continuarea, lasă prin ochiul stâng al capului de mort, dat fiind că era vorba de ascunzătoarea unei comori, voia să spună că prin ochiul stâng al craniului trebuie trecut un fir cu plumb și lăsat să cadă pe sol. Acel punct, unit cu partea cea mai apropiată a trunchiului, îmi stabilea direcția unei drepte pe care urma să măsor 50 de picioare în afară. Acolo trebuia să se găsească comoara îngropată. Da, într-adevăr, acum totul mi se pare foarte clar și ingenios. Dar după ce ai plecat de la hanul episcopului, ce ai făcut? Mi-am notat forma și poziția copacului și m-am întors acasă. Dragul meu, îți spun drept, la un moment dat te-am crezut nebun. În fond, pentru ce ai ținut morțiș ca Jupiter să treacă cărăbușul prin ochiul craniului în loc de un fir oarecare de plumb? Tu ești de vină. Eu? Ca să fiu sincer, trebuie să-ți mărturisesc, eram jignit că mă bănuiai de nebunie. Și am vrut să te pedepsesc, prefăcându-mă că într-adevăr sunt nebun. Apoi, observația ta în legătură cu greutatea neobișnuită a cărăbușului mi-a dat ideea să-l folosesc în loc de plumb. Cum se explică prezența scheletelor în groapă? În privința asta, nici eu nu știu mai mult decât tine. Nu văd decât o singură explicație. Este clar că, îngropând comoara, Kid a fost ajutat de cineva. Da. Treaba odată terminată, Kid n-a avut interes să cruțe pe cei care cunoșteau secretul. Câteva lovituri de târnăcop au pecetuit taina pentru veșnicie. Adică până la tine.